Sărbătoarea Bunei Vestiri este una dintre cele mai vechi sărbători creștine și reprezintă prima mare sărbătoare din postul Paștelui. Aceasta este consemnată în Sfânta Scriptură ca un moment important pentru creștinii ortodoxi. Sărbătoarea amintește despre alegerea Fecioarei Maria ca cea care va da naștere Mântuitorului. În cadrul cultului creștin, această sărbătoare a fost primită cu multă bucurie. Deși ne aflăm la mijlocul postului Paștelui, creștinii ortodoxi care țin postul mare pentru iertarea păcatelor au astăzi dezlegare la pește. Sărbătoarea Bunei Vestiri este una dintre cele mai vechi sărbători din cadrul calendarului creștin, mai ales că ea este consemnată în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca. Chiar la începutul Evangheliei se vorbește despre alegerea Fecioarei Maria și despre vestirea minunată pe care Arhanghelul o face privind nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Ținând cont de această mărturie a Scripturii, se pe la început a sărbătorit acest eveniment. Sfânta Sărbătoare a fost cinstită și la Biserica Buna Vestire din Giurgiu, unde zeci de credincioși au venit să asiste la slujba oficiată de un sobor de preoți și să prăznuiască prin rugăciune hramul Lăcașului Sfânt. Tot astăzi, oamenii care au luat parte la slujbă au adus pentru sfințirea și cinstirea celor trecuți în neființă colivă și colaci. Fraților, cel ce sfințește și cei ce se sfințesc dintr-unul sunt toți, de aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați zicând, spune voi fraților mei numele tău. La sfârșitul slujbei, toți credincioșii care au fost prezenți la slujbă au primit din partea preoților câte o iconiță ce simbolizează Sfânta Sărbătoare și un pachet cu mâncare, fasole bătută, pește prăjit, cozonac și icre.